La prima ora dimineții, blocul a fost zguduit din temelie de o bubuitură puternică. Speriați, locatarii au ieșit în fața imobilului. Toate ușile sunt distruse. La mine, ușa de la intrare nu prea se mai închide bine. Dormeam, ne-a luat din somn bubuitura. S-a întâmplat bubuială, a dat o bubuială, n-am știut, ne-a panicat. Nu mai nimeream ușa, ce se întâmplă, ne-a pușcat, e cu tremur, e pro bombă, e ceva, nu știm exact ce se întâmplă. Am fugit dezbrăcat, spuneam, aflat afară. Ușa ruptă, televizorul căzut jos, în casă pe acolo, vă dați seama, trântite de la explozia. Când am sunat la 112, n-am putut să vorbesc. Am rămas șocat. Deflagrat. Bum! Proprietarul apartamentului a fost rănit și a ajuns la spitalul Floreasca cu arsuri. O parte din locatari a fost evacuată de pompieri. Trei familii nu au putut ieși din apartamente din cauza că ușile locuințelor au fost îndoite și nu se mai deschideau. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât au fost afectate și trei autoturisme parcate lângă imobil. Unul dintre ele are zgârieturi de la elementele de tocărie sărite din imobil, iar alte două au geamurile sparte. O explozie neurmată de incendiu într-un imobil din sectorul 4. În urma exploziei, o persoană a fost afectată și transportată la spital. După aproape două ore, locatarii de la scările vecine au fost lăsați să intre în case. În total, 13 apartamente au fost afectate și au rămas fără uși și ferestre.